Sindicaliștii de la căile ferate merg la minister la protest. S-au organizat la Gara de Nord, s-au adunat aici și pornesc în marș spre minister. Ce fericită e doamna! Corect! Prioritate pietoni! Ce revendicări aveți? Noi suntem la societate de reparații. Așa. S-au promis și cei 6%, 6,2%. Aha. Mai sunt altele care știi liderul de sindicat. Am înțeles. Deci revendicări sociale. Da, da. Nu politice. Dacă sindicatele organizează. Da. Mersi. A, dar nu la minister vă duceți? La guvern? A, ok. Ați văzut că ministerul nu vă ascultă și hai la guvern. Da. Ok. Face ca locomotiva. Nu pot să merg cu ei până în Piața Victoriei, dar o să-i petrec puțin. Că am treabă, fac voluntariat în gară. Ajut persoane refugiate. Măcar o lozincă să filmez. Permiteți? Merci. Pardon. Nu-i revendicare, e doar semnul cine protestează. Jandarmii ghidează pe trotuar. Fix așa trebuie să meargă protestele. Slalom printre mașini, cât suntem în România.